Salutare toată lumea, sunt Eddie și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vom face un tutorial cum puteți să schimbați background-ul la CSGO. În spate, videoclipul ăla care îl vedeți de fiecare dată când intrați în CS, să-l schimbați cu unul super, super fain sau cu care vreți voi. Deci, în primul rând, intrați pe Googleanu și, pentru început, intrați pe YouTube și scrieți aici... Scrieți aici cinematic video. Și ce o să aveți multe cinematicuri dacă vreți să le puneți în CS în spate. De preferat ar fi să luați unul foarte, foarte scurt. Ia stai să văd short dacă găsesc. Unul super scurt, cam, să zicem, maxim un minut să fie sau 2 minute. Am găsit unul care e super fain. CSGO Cinematic. Ăsta-i. Dați aici și aveți Nevermore 2. Aveți și trailerul dacă vreți să-l puneți. Dar nu mai știu care l-am luat. Stai să văd. Deci cred că ambele încep la fel. Hai să văd. Da, deci ambele încep la fel, numai că aici e pus pe canalul lui Sparkles. Și ce Fuse l-a creat. Și mai este câteva, dacă vreți puneți orice videoclip, nu contează. Dacă vreți videoclipurile voastre din PC puteți să le puneți, nu contează. Dar eu vă sfătuiesc să puneți ăsta. De la Sparkles, să puneți Nevermore 2. Cel mai șmecher. Uitați un pic așa. Un preview. Nu o să aibă audio. O să fie doar video. Să zăm mai încolo. Da, așa un mic preview, vă puteți uita voi la el, dacă vreți. E super fain, eu ăsta mi l-am pus. Și, pentru asta, copiați linkul de sus, după ce ați luat care vi-l doriți, intrați pe video așa cum am intrat eu. Și copiați linkul de sus, intrați aici la, cred că primul sau al doilea link, nu mai știu, ăsta e cu safefromnet.com. Băgați aici linkul și dați aici să fie... Tot timpul, depinde acum și ce monitor, eu vă recomand să descărcați, deci ăsta, să descărcați 1080p, dar să descărcați WebM ăsta, pentru că ăsta e formatul care este în CS ca să de play. Dacă vreți 2K sau 4K, dar vă sfătuiesc 1080p, e super bun, dacă nu știu că nu mai... Alt web, mă. No, în fine. Dar îl folosiți 1080p, e cel mai bun. Dacă n-aveți altă... Dacă aveți monitor mai slab de 1080p, atunci intrați pe Google și scrieți așa. WebM Converter. Și cred că e primul. Să văd. A, nu e asta. Asta e aici. Și aici puneți fila, să zic așa, MP4. Descărcați de aici și descărcați MP4 dacă aveți PC mai slab. Nu PC, dacă aveți monitorul mai slab de 1080p. Dar dacă l-aveți cum l-am eu așa și puteți vedea videoclipul pe YouTube așa în întregime, atunci descărcați ăsta. Dați pe WebM și o să vă apară direct aici. Și să dați pe astea 3 puncte și dați download. După ce dați download, o să vă downloadeze automat. Trebuie să văd, da. No, și după ce s-a descărcat, după ce s-a downloadat, asta eu pot să-l închid. Descărcați, ăsta e foarte important. Nu știu, alt converter din nou. Așteptați să se facă. Apoi îl puneți pe ecran sau unde vreți voi. Îl dezarhivați și puneți unde vreți voi. Și intrați în ăsta, WebM Converter.
Și aici puneți Das Bros și eu l-am dis PC aici și în download. Selectați videoclipul care l-ați downloadat de acolo și dați open și dați convert. O să dureze ceva. Da. Și important, înainte să dați convert, dați și aici să fie high quality, să se vadă foarte bine în CSS, să nu se vadă pixela sau ceva. Și puteți să dați și audio, dar nu știu. Lăsați așa, zic eu. Pentru că odată cred că ce ați descărcat WebM de acolo de pe net, nu cred că o să mai aibă audio, doar dacă e MP4. Așa. Apoi după ce ați descărcat, puneți acolo unde să fie auto. Eu l-am pus pe ecran și o să, nu știu cum o să fie diferit, dar voi îl redenumiți și scrieți Siro-c-c-o. Neapărat scrieți așa, apoi intrați pe Steam, dați la Library, la Home, clic dreapta pe CSGO, Proprietăți, Local Files, Browse Local Files, astea așa, putem închide, apoi dați pe CSGO, pe Panorama, Videouri, și aici avem noi de umblat, să zic așa. Aici aveți, după cum vedeți, stai să dau să fie Sirocco. Bine, eu le-am schimbat deja. O să fie video ăsta și ăsta așa. Astea o să fiu aici în loc de asta. Sirocco, Sirocco Knight. Pentru că astea sunt default. Dar voi scrieți Sirocco și copiați și puneți aici aia ce aveți voi în videoclipul făcut. Puneți aici, dați replace. Iar apoi la Sirocco ăsta puneți underline, linia jos și night. Și puneți și pe ăsta pentru că am încercat să pun doar Sirocco, fără Sirocco Knight și o să apară ăsta acolo. Și dacă vreți puteți să le ștergeți pe ambele să fie nimica, să fie background negru. În spate, dar arată cam urât. Și cam asta e tot. Intrați acum în CS Linis. Să vă arăt eu acum cum arată. Dăm mix aici. Așa, mă intră. Și uitați, o să bine așa apare și acum vedeți videoclipul că rulează în spate. Durează ceva până asta se face, pentru că așa e făcut videoclipul. Și aveți aici în spate super fain. Când intrați și în inventar și peste tot rulează în spate. Numai că videoclipul, nu știu, cred că e făcut pe nu știu ce monitor, că nu e full, vedeți? Dacă videoclipul de pe net e 1080p, atunci o să fie full aici, fără bările astea. Vedeți fain în spate. Aveți și neaghiță aici. Da, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să distribuiți acest episod. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!